Accidentul s-a petrecut luni după amiaza pe centura Cărămidar din Valea Voievozilor. Accidentul s-ar fi produs din cauza unei șoferițe care a ieșit cu mașina din curte fără să se asigure și a lovit mașina condusă de cealaltă șoferiță în care era și o șofetiță de șapte ani. Ulterior, mașina lor a fost lovită de o dubă și proiectată pe o țeafă de gaze. Fetița de șapte ani a fost rănită și transportată la spital. Polițiștii au deschis în cauza un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.